Guvernul a luat urma banilor încă din decembrie de la instalare. Nu i-a găsit încă. De două luni a avut nevoie să întocmească un buget de austeritate, zic unii. S-au bucurat pentru marele succes cu tăierea pensiilor parlamentarilor, care produce o economie subțire. Dar când vine vorba despre indemnizațiile pe care le iau aleșii lună de lună, toată lumea tace mâlc. Deputatului PSD Bogdan Gruia îi prinde bine salariul, este decent, spune el. Câștig mai bine decât câștigam înainte, este un adevăr. E decent acest venit și cred că e unul mulțumitor pentru oricine poate să ducă o viață decentă în România. Useristul Raul Trifan a intrat în politică pentru că vrea să facă ceva pentru țară, spune el. Dacă ar fi vrut mai mulți bani, ar fi emigrat. Față de cât câștigam înainte, acum câștig mai puțin. Indemnizația este mai mică. Cu noi, cei care suntem mai noi în politică, nu cred că am făcut pasul spre politică pentru bani. Pentru că dacă voiam bani, în primul rând, emigram. Aproape 50.000 de lei pot ajunge lunar în buzunarul unui parlamentar. 10.000 indemnizația unui simplu parlamentar. 9.000 pentru cazare și alte 20 și ceva de mii pentru funcționarea cabinetului. Nu știu dacă a fost păcăleală sau nu, dar pe 1 aprilie anul trecut a fost depus un proiect care ar fi tăiat 25% din aceste sume. Proiectul a ajuns la sertar. Concluzia vine de la Gabriel Zetea. Îmi iau indemnizația degeaba. Personal, cumva simt așa că mi-au indemnizația de parlamentar aproape degeaba, pentru că nu muncim, nu producem.